Bună ziua, foarte pe scurt, îi urez mult succes. Se aude bine sistemul. Îi urez mult succes doamnei ministru Mănescu. Am încredere că se va descurca într-unul din ministerele cele mai dificile ale guvernului, dintotdeauna de altfel, împreună cu echipa de secretari de stat, secretarul general, secretarul general adjunct și toți ceilalți care se află în acest moment în poziții. Prioritățile le-am stabilit împreună și luni dimineață înainte de investirea oficială și acum, și anume desfășurarea în cât mai bune condiții a programului operațional sectorial de transport. Este cea mai importantă realizare a Ministerului în acest an, deblocarea programului după 2011. Dar acum trebuie absorbite fondurile. Și cel puțin în acest domeniu, doamna ministru are și experiența și pregătirea necesară și sunt absolut convins că se va descurca foarte bine. Va merge la Bruxelles săptămâna viitoare, împreună cu autoritatea de management au decheltuit foarte mulți bani și pentru infrastructura rutieră și pentru cea feroviară și e obiectivul numărul 1. 2. Cu CFR Marfă înțeleg că veți termina săptămâna asta de studiat toate documentele, domnul Ghibu a fost cel care oricum s-a ocupat și luni chemați-l pe câștigător să semneze contractul. Dă banii, încheiem operațiunea, nu dă banii, management privat și reorganizare, restructurarea companiei de către managementul privat și pregătirea unei noi proceduri, de data aceasta a doua oară, dacă va fi cazul, în niște termene de fapt, mult mai extinse, mai rezonabile. Am avut deadline-ul cu bordul FMI. În cazul de față, dacă va fi acea situație, trebuie să începem în toamnă procedura și să o încheiem probabil la jumătatea anului viitor. Dacă nu se finalizează achiziția actuală, dacă se finalizează, plătește cei 200 de milioane și sigur trebuie ministrul, secretarii de stat să urmărească toate aspectele care țin de contract, investiții, personal, toate lucrurile pe care de altfel consultanții le-au pus de la început în ofertă. Al treilea lucru, știu foarte bine, nu doar din cele 45 de zile de interimat, ci din toată activitatea de prim-ministru, care sunt problemele la CFR Infrastructură, CFR Călători. Din acest punct de vedere, soluțiile nu țin doar de Ministerul Transporturilor, țin și de Ministerul de Finanțe, țin de finanțatorii noștri internaționali. La fel, Taromul cred că va fi o prioritate. E o companie semnificativă, simbolică pentru România, cu management privat, dar care poate și merită să fie salvată. În jurul nostru, cam toată lumea și-a pierdut companiile naționale. Mă uit și la Ungaria, și la Bulgaria, și la alte țări. România are capacitatea și Taromul merită să fie în continuare o companie nu doar națională, ci și o companie eficientă și de prestigiu. Toate celelalte probleme de zi cu zi se pune rapid la punct, doamna ministru, și are sprijinul meu total pentru proiectele următoare. În rest, succes și sunt absolut convins că vă veți descurca foarte bine.